Grupul format din 5 membri era monitorizat de 3 luni și acționa în București și Pitești. Suspecții procurau cantități importante de cannabis din București pe care le porționau, le ambalau și le vindeau diferiților consumatori. În urma flagranturilor, polițiștii antidrog au organizat 5 descinderi în București și Pitești la domiciliile liderilor grupării. La percheziție au fost găsite 500 de grame de cannabis porționate în doze pregătite pentru vânzare, dar și vrac, mai multe telefoane mobile și cartele SIM, laptopuri și bani. Instanța a dispus arestarea preventivă pentru 20 de zile în cazul a 3 inculpați, printre care și Ana Miruna Ionescu, cunoscută în lumea muzicală din Pitești sub numele de Miru.